stay. Eu cred că ți-ți place de mine și te-ai supărat că am dansat cu Paul. Nu ești dragă, vorbesc foarte serios și chiar aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Că mănânci, tu ești bine. De la tine ești afară, că ai microfonul stricat. Până atunci... Vino să-mi repar tu, știi ce? Ți-i chiar a început să-ți placă de ea? I-am spus că ceea ce fac eu este pe bune ceva serios. Te simt un pic cam geloasă, Mariana, nu știu de ce. Păi cred că o să fie game over din partea ei curând, dacă tu nu-ți revii și nu ne spui despre ce este vorba. Îți spun din suflet, ești foarte enervantă pentru mine. Da, te-a enervat din primele secunde. Da, stai, felul ei de a fi pentru mine este enervat. Că seamănă cu Mariana, Cristi. Da, mă duc eu în locul tău. Pot? Cameră, știi de ce am spus mai devreme? Cameră, cameră, uite ce am spus mai devreme, mă las să mă duc în casa băieților. A? Uite ce am spus mai devreme, mă las să mă duc în casa băieților. A? Mă las? A? Mă las? Cameră. Cameră, ne lași pe amândouă să mergem în casa băieților? Ne lași? Eu cu Alexandra în casa băieților, știi ce zic? Hă? De ce te bagi? De ce? Cum adică de ce mă bag? Ce faci? Mă duc în casa băieților? Mă duc în casa băieților? Ha? Păi trimite-ți pe Codruța aici, mai n-am voie să vorbesc cu tine! Oh, Mariana, cea mai tare femeie din lume! Te-a trimis înapoi? Am fost, am salutat și am intrat înapoi. Dar te-a trimis înapoi, mă, tine? Nu. De ce s-a dat X-ul ăla? Le-a trimis pe fete aici. Pe cine? Pe Adriana și pe Alexandru. Adriana? Bine pe Adriana. Hai că ai făcut la drumuri de... Eu care nu știu mai nimic despre ea și așa, n-are ce, știi? N-are ce să facă din să stea mult pe ecran, n-are ce să... Eu nu iau la bani mărunți. Vine, Paul. Unde e Adriana? N-a venit? Oh, oare Adriana s-a venit pentru Selatin? Doamnelor și domnilor, emoții mari! Cred că s-a dat cu parfum pentru Selatin! Mamă, te uiți și tu pe oare. Pentru gumănici a venit. Eu. Mamă, hai, la cât mă bag în seama Adriana acasă, pentru mine a venit. Ești Adriana, eu te-am salutat în col. Urât. Miroase bine, mă, păpuța. Urât. Ce faceți, mă? Nimic, la nivel de... Hai, mă, că vin să te salut. Cine? Cine? Gata, nu m-a salutat. Vrei să stai aici, Adriana? Spatele tău și-o iau eu din spatele tău. Aia stea la mine în brațe, dar e frică să nu... Cine? Adică pe mine, mă! Stai, mă! De ce m-ai scos de la palo? Hă? De ce m-ai scos de la palo? Păi mi-ai vorbit prost. Cu ce? Păi cu ce ai vorbit până aici, cu toate lucrurile pe care le-ai filmat aici? Ce ți-am zis? Că mi-ai filmat, mi-ai dat că mi-ar plăcea de tine sau chestiile astea. Și tu mi-ai dat, tu m-ai scos de la palo după 3 săptămâni după ce am zis chestia asta. După 2 săptămâni. De ce după 2 săptămâni? După ce ai spus ultima oră că am râs. Când am ieșit afară și am început să zâmbesc da, la tine, da, așa. Da, da, da. Păi atunci te-am scos. Și nu am insinuat că mă place. Tu ai spus că, vai, aia când mă vezi încep să râzi. Da, nu că îți place după de mine. Aia a spus, când am crezut că îmi place de tine, ți-am spus. Când n-am mai crezut, nu ți-am mai spus. Nu băga vrăjeală. Că îți place de mine, ai zis? Că îți place ție de mine. Că-ți place, bă, am zis că-ți place de mine. Multe cuvinte.
când ai spus că da, am crezut că îmi place de tine, ți-a spus că nu mi-a mai plăcut, nu ți-a mai spus. Că îți place de mine, am zis. Ce place, bă, că nu place. Ce 7 clase? Mai voiam să vorbesc cu tine, comănici. Ia zi, Madeline. De ce îmi spui tu că tu crezi că eu sunt falsă? Nu falsă, prefăcută. Dar de ce? Cum ți-ai dat tu seama de cine așa arată ceva? Acolo? Cine arată acolo? Prietena mea. Ce anume? De mâine îți dau în fală, ia comănici, joacă pe asta. Ce faci? Mamă, sunteți din aceeași... Vai, fereastră, te cunoști cu cineva? Ce? Te cunoști cu Maria și cu Amira? Da. Mamă. Da. Hai să zic o chestie. Cum ne cunoaște? Hai să zic o chestie. Ia zic. Felul în care te exprimi, felul în care, nu știu, vorbești, mi se pare foarte tras de păr așa sau nu știu. Păi da, dar mai întâi trebuie să mă cunoști și după poți să zici dacă e tras de păr sau nu. După poți dau tot dreptul să spui dacă e tras de păr sau nu. În general sunt, nu știu, un om care stă și analizează situația, nu prea... Nu prea pun etichete din prima zi. Dar mie mi-ai pus. Da. Păi da, de ce? Eu cred că ți-e-ți place de mine și te-ai supărat că am dansat cu Paul. Hai că asta era. În primul rând... Să-ți dau un sfat. Auzi, în aceea zi, așa, comănici, îți dă turuitorilor. Îți dă Adelina un aer de Mariana? Niciodată în viața asta. Niciodată în viața asta. Păi să dăm născut în aceeași zi. Nu contează, nu mă interesează. Ești în anul carasului tu. Nu că așa mai pe românește. Bun. Alex, ce faci, puiul meu? Adelina, fii atentă. Rujul ăsta este foarte neinspirat. Poftim? Rujul e foarte neinspirat. Dar de ce e neinspirat? Nu știu, nu-ți scoate trăsăturile în evidență. E parcă... foarte frumoasă culoarea. Ce ai, mă, ți-e frică de Amira? Da, e frică de Alexandra? Codrus, te credeam bărbat. V-a spus pe... Nu, eu am chemat-o eu aici. Păi și ce, n-ar vrea fata să stea? Păi eu ce faci, dar tu văd că te-ai cam întors nițel așa. De ce? Ai ceva personal cu mine, Codrus? Eu când vorbesc cu tine, trebuie să te uiți la mine. Mi s-a luat așa de vrăjeală, știi? Ce vrăjeală? N-ai educație deloc. Eu n-am educație. Păi când vorbesc cu tine, te stuiți la mine, nu să te uiți în... Cu ce mă n-am educație? La Adelina. Cu ce n-am educație? Păi vorbesc cu tine, de ce nu te uiți la zi? Păi zi. Păi dar ce să vorbesc cu tine? Mă vrăjele în cap. Nu! Dar ce ai? Că vă că de când a venit Amira aici, te cam întorci invers. Ce? Ce vrei să vorbesc? Nu, uite, era Codruț. Uite cum ai fost. Aici, aici e Codruț. Vine aia, bine, nu știu ce, vine Amira. Fii atentă. Ok, zi. Da, aia. Zi, ce vrei? Păi de ce te întorci? Nu tu nicio treabă, ăștia-s vrăjală. Mamă, frate! Uite, toată lumea zice că nu te-am pus pe tine în top și de-aia te-ai supărat pe mine, comănici. Adelina, poate totuși cred că era ironic când spuneai că o să-i scrii lui comănici să-l întrebi de ruși. Stau lângă nevasta mea aici. Era ironic. Cum să mă supăr eu pe tine când m-ai pus dacă eu am aici iubițica lângă? Are, nu e adevărat. Dar eu mă bucur pentru voi. Nu crede asta. Adelina, vezi că se joacă. Se joacă, vorbește aiurea, că nu e adevărat. Poate o fi. Cu cine te cerți? Am vrut să dau și eu mâna cu aia, frumos, că am venit și eu să dau mâna, înțeles? Și mi-a tras mâna. Și am întrebat ce ai cu mine. Ce face? Păi nu știi? Și fac eu, de ce? Că ne-am scos de la falou reciproc? Și face și că, nu, când ai făcut o glumă aia cu râzi când mă vezi. Cum m-ai deranjat atunci? Păi, ai văzut? Te-am zis că vor avea consecințe faptele tale, Radule. Tu nu mai asculta. Sau ai pus tu să-mi dea? Nu m-a pus, te-am dat eu. Păi de ce? Te-am dat eu. Pe mine mă deranjează. Am dat falșilor, am follow. Aia e capabilă să ia propriile ei decizii, să știi. Oh! Bă, Andrei, eu că-ți fac baie. Cum, Andrei, mai zi o dată, te rog. Aia e capabilă să ia propriile ei decizii. Pe mine m-a deranjat, sincer. Vezi? Nici nu mi-a zis, nici nu m-a încertat cu ea și mă scoate de la follow, aiure. Pentru că ai venit aici și ai început să minți. Cu ce? Multe. Cu ce? Mai multe, ba că eu te plac, ba că eu râd când te văd. Bă, eu ți-am spus atunci, de mult a fost treaba cu plăcutul. Okay, când ai venit a doua oară, nu ți-am spus că mă place. A fost treaba cu am spus doar că râzi. Și n-ai râs? Nu. Bă, dar e o crimă că râzi? Radule, nu e o crimă că râzi, frate, dar tu insinuezi, tu interpretezi orice. Nu, și păi, ca să, i-am ca zis să evite, spus... probabil ca să evite anumite interpretări ale tale. Andrei, i-am și spus, când a fost vorba și am crezut eu
atunci că m-ar plăcea, i-am spus, dar acum nu s-a pus problema deloc. Dar supărarea ta care e acum? Că n-a dat mâna cu tine sau că te-a scos de la follow? Sau amândouă? Că l-am scos de la follow! Ambele, că nu merit! Care? L-am scos de la follow! Ambele! Mai încer? Știu că e greu cu Adriana, dar nu mai am nicio timp. Nu mai ai timp? Da. Ce timp nu mai ai? Să mai... nu cât timp. Păi tu ce vrei, mă? Să vorbești cu o femeie o zi și gata să scadă din prima? Da, nu e vorba de căzut, că eu nu merg niciodată pe chestia de vrăjeală. Consider că noi ne cunoaștem și oricum, cred că dacă ar fi fost să fie ceva dintre noi, era. Da, chestia e că... Păi tu de ce ai început să te lauzi la Andrei că vorbești cu Adriana? Mi-a zis Mariana. Și mă, că vorbea aia cu Andrei, mi se pare, și tu zice, eu te vorbesc cu Adriana și îmi răspunde Adriana și vorbesc cu el. Nu am zis treaba asta. Ba, și da, nu m-am lăudat că am vorbit cu tine. Așa mi-a zis Mariana. Nu mi-ești dragă, vorbesc foarte serios și chiar aș vrea să ne cunoaștem mai bine. Că mă nici tu ești bine. Bine, ieși afară, că ai microfonul stricat. Până atunci... Vino să-mi repar tu, știi ce? Știi că era început să-ți placă de ea? I-am spus că ceea ce fac eu este pe bune ceva serios. Te simt un pic cam geloasă, Mariana, nu știu de ce. Păi, cred că o să fie game over din partea ei curând, dacă tu nu-ți revii și nu ne spui despre ce este vorba. Îți spun din suflet, ești foarte enervantă pentru mine. Da, te-a enervat din primele secunde. Da, asta e. Felul ei de a fi pentru mine este enervant. Vezi că seamănă cu Mariana, Cristi. Dacă nici aia. Hai, vină, hai, da, cu mine. Da, am ajuns să fug după Radu. Am ajuns să ne plimbăm. Am ajuns să fug după Radu. Nu fugi. Hai că ne plimbăm. Am ajuns să fug după Radu. Da, o paida, Mira. Ascultă, să mă dacă mă uiți. Nu, te rog. Nu, da. Uite ce... ...ule care... Deșteaptă-te, române! Tu te dai... Eu o să iau mai înainte să vorbim. Băi, omule, mă! Ai văzut că a dat cu apă în mine? Așa. Și eu sunt machiată, și eu sunt machiată. Tu ai început prin. Sunt machiată. Mă rupi? În cine dai tu? Lasă-mă, gata, 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 gata. Nu, totul mi-a dau. Hai, Codruț. Familia Pop și familia Comănici. Ce fel te atinge, zici că ți-e frică să o atingi, mă jur. Nu știu, poate are reacții adverse și îmi dă vreo una peste bot, așa. Vreau să testez mai întâi terenul. Ce? Pune-mă mâna ca lumea pe ea, zici că ești umbli cu ea ca auzi cum ar fi o păpușă din aia și o... Hai la bagiște, la ochi. Ce? La trenești, la bagiște. Un puchin, mă? La bagiște să facem partea asta, nici în nu știu? Gen, sunt crestează aici. Nu. Mă, Alexandru, ce e la băgăște? Da, eu știu ce zice. Nu știi? Să cauți spaneț. Mamă, dar tu ce e la ochi aici? Ați spart cineva arcada? A dat sorna cu partia în loc. Vai de... Ia? Da? Da, mă, da. De mult sau? Când era mică. Câte prostii am făcut. Oh, oh. Îți place și mai mă bați? Da. Păi nu, aș fi eu dacă mi-ar place să mă bați. Mă, mie îmi place bătaia, îmi place să bat. Îți place să iei bătaia dacă și să iau și să bat. Aoleu, da? Nu știai? Vii de la vas lui. Acolo violență și bătaie la felul întâi. Felul doi. Desertul două palmi peste ochi. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.